Scena noastră, Ramona Bădescu se află aici, alături de noi. Era să și cad când am văzut-o de emoție. Bun găsit, Dana! Bun găsit, Ramona! Vă rugăm să ne auziți. Dana, fă-te că lucrezi! Vorbește cu Ramona! Bună, Cristi, dragi telespectatori! Da, ne-am întâlnit cu Ramona Bădescu aici în parc, în apropierea casei sale. Nu mai suntem nici la cules de vișine, nici la mititei. Adică... Suntem la miros de tei. Te pup, Cristi! Doar teiul miroase, nu-ți mai miroase nimic așa? Nu, ceva cald, bun, ce-ți place ție? Nu, teiul miroase, iar eu n-ai vin... N-ai apucat să te uiți aici. Nu! Pentru că știam că pleci mâine în Italia. Iată, Cristi, ce am adus. Să ia la pachet. Așa. Ia uite. Ai venit cu... Ajută-mă puțin, poate ți-e poftă. No, niște merdenele. Dobrogeană cu brânză n-am găsit. Îmi pare rău. Și niște covrigi. Și niște covrigi. Dar ăștia-i duc lui Inia, că iubește. Mă gândeam că poate facem și sport după ce mănâncă. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, te pup. Te pup. Bă, n-avem te pup, să mașini rămână. De firmă, parfumuri. Fantastic, în Italia nu se găsesc covrigii. Și nici merdenelele. Și nici mirosul de tei. Deci ne așezăm aici la picnic după aia? La picnic. Mă așteptam Cristi, să guși, să fie aici la niște, eu nu te aud. N-aud, nu auzi? Nu, nu te aud ne la telefon. Ne lasă să ne destrăbălăm, așa, să spunem noi ce vrem. Da. Spune-ne ce te-a adus așa puțin la noi, că tu faci naveta, cam din 3-3 săptămâni ești în București, nu? Păi, acum după ce am terminat, să zic așa, exclusivitatea lui Ignațiu, după 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, consider că o mamă trebuie să fie realizată și ca femeie în meseria ei, în societate. Deci m-am reîntors la muncă, neuitând munca de mamă și munca de soție, dar munca mea îmi place, o iubesc, o fac de când sunt mică și atunci, uite-mă aici la treabă, pregătesc o surpriză foarte frumoasă la București, un spectacol foarte frumos, dar despre care o să vorbim. O să vorbim, eu vreau să vorbim despre Inia, care el face 4 anișori în septembrie, în septembrie, nu? Da, în septembrie 4 anișori au trecut. Când mă uit pe fotografie așa, parcă îmi dau seama că a zburat timp, aș mai vrea să fiu din nou cu Burtica, aș mai vrea să-l mai alăptez, aș mai se vrea... Se întâmplă Burtica? Nu se întâmplă. Minunile vin odată, nu vin de 2 ori, de 3 ori. Mi-ai spus că răsfeți așa și că îi faci prăjiturile lui preferate și mi-ai spus o rețetă de tiramisu cu... Da, prăjitura lui preferată, tiramisu cu piersici pentru copii. Am inventat tot tiramisu cu cafea și am făcut o cremă cu mascarpone tradițională, dar în care am pus niște piersici, dacă sunt albe, că sunt mai parfumate și mai cu mai puțin zahăr, piersici blenduite puse în mascarpone și după aceea această cremă pusă pe pavezini. Le facem poftă. Și acest meniu ni-l oferi și la botez? Sunt în tratative. O am acasă pe șefa, pe mama. Pe șefa, pe doamna Bădescu. Pe șefa, ea e șefa. Ce zice doamna Bădescu? Când ne livrează invitațiile? Ea e șefa și e în tratative cu șeful. Cu domnul bancher. Da, pentru că acum se termină și grădinița copiilor, vor la vacanță și nu știm că mama ar ține și ar dori foarte mult ca botezul să fie în biserica în care m-a botezat pe mine. Adică la Craiova? La Craiova. Iar Fabio ar dori în Vatican. Așa că suntem în tratative, să sperăm că va fi fumata albă, cum se spune când avem uspapa, când alegem pe va. Că nu degeaba este jumătate oltean, jumătate sicilian, bancher, e de bine. E din sud. Înseamnă că o să fie cu meniu românesc și cu... Cu un meniu italo-rumeno. Un pic de fructe, adică vișine, cireș, un pic de fructe de mare, adică scampi. Acolo. Se întâmplă până în toamnă, înseamnă, nu? Da, până în toamnă, da. Până în toamnă, da. S-ar putea chiar de ziua lui, de pe când va împlini 4 anișori. Iau, Cristi, mergem la Roma, zic eu, dar... Depinde cum sunt tratativele. Voi unde ați vrea? La Roma, în Vatican sau la Craiova, la bisericuța mea? La Roma, la Roma! Să nu te Roma! Cum o
fata Craiova. Aici, Roma. Craiova. Roma, Roma, s-a votat Roma majoritar. S-a votat, s-a... Deci, nu se distrează lumea la Craiova, nu se distrează Roma ever. Suntem votul șefei și alu mama și aducem Craiova la Roma. Să le spunem telespectatorilor de ce s-a amânat atât botezul. A fost pandemia. Știi care e faptul în Italia? Fabio este catolic. Deci, în Italia au altă mentalitate despre botez. Nu se face repede în 3-4 luni cum se face la noi și cum, când suntem obișnuiți și am fost botezată de mică la câteva luni. Ei așteaptă mai mult copilul să crească ca să-și aleagă, să-și aleagă efectiv menirea, dorința de a fi botezat. Ei la 11 ani fac crezimarea, fac botezul este... Da, nici eu nu știu cum să traduc sau cum se spune în română, pentru că la noi în țară se fac toate la botez. Dar fii atentă, mai am o întrebare. Așa. Deșteaptă, mă gândesc eu așa, nu știu. Odată cu întrebare, acest, Dana Popa, atențiune, odată atențiune, cu acest atențiune. Botez, Ramona Bodescu... Nu, nu mai botezul. Ramona nu Bodescu se va recăsători. Nu mai botezul. Adică o nuntă, un botez, să fie un... darul la dublu, mă gândesc. Nu, 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 unul și bun, câte unul de fiecare dată. Păi ce facem? Facem economie, facem așa, profă. Păi nu, să nu ne bași la cheltuieli de două ori în aceeași... Cine vrea să fie prezent, asta este, să se prezinte, prezinte, da. Acum, nu. Serios, te-ai gândit să te recăsătorești? Te-ai găsit sufletul pereche. Au fost atât de multe în viața eu mea. Eu sunt o parte din el, da. Tu ești, tu faci parte din sufletul ăsta al meu de vreo 20 de ani. Spune-ne de cealaltă jumătate adevărată. Dacă vrei să știți ceva despre mine, nu mă întrebați pe mine, întrebați-o pe Dana, că știe mai multe despre mine. Să știi, căsătoria este foarte frumoasă, este importantă. Eu am fost o dată căsătorită, am fost căsătorită în biserică, la Roma. Am și divorțat și am făcut anulamentul de la Sacra Rota, la Roma. Deci acum eu cum aș fi fără să mă fi căsătorit, dar nu vreau să fac acest lucru, nu mă grăbesc, pentru că un document sau o petrecere nu schimbă cu nimic legătura mea. Am trecut prin experiență, am trecut și cu Fabio prin multe experiențe, COVID-ul care a fost, problemele, în Italia am trăit foarte rău această perioadă, apariția lui Ignazio, acum ne-am dedicat lui Ignazio. Acum că s-au mai schimbat lucrurile, Ignazio a mai crescut, are 3 ani și jumătate, peste puțin 4 ani, începem să ne gândim și la noi. Și atunci eu cred că ne place să fim darnici, nu egoiști. Micuțul gândit... dorme cu tine acum, te gândești să-i faci camera lui și să treci la, cum se zice la voi, leto-matrimoniale? Leto-matrimoniale, nu, încet, încet, adorme între noi, dar îl luăm în brațe și îl ducem în altă cămăruță, pentru că E mare, nu mai doarme cu mami și cu tati. Mami și cu tati au și ei treaba lor. Adică să asculte dacă zice mami pipi, mami pupu, mami. Avem treabă noaptea. Avem treabă noaptea. Ia-uzi, Cristi. Nu, eu abia aștept să văd evenimentele. Noi deja ne pregătim aici, ne-am luat ceva de mâncare, că nu mai putem de totuși botez. O să fie foarte bine. Pe de altă parte, nu te aud. Vă aducem noi covrigii. Așa, e foarte bine și mertenelele. Așa. Noi voiam totuși să știm în ultimul tău este prezența și întotdeauna simpatia, admirația și vrea Cristi acum să ți spună o întrebare. Două vorbe dacă vrei să mi spui, Ramona, despre Silvio Berlusconi. Te aud. Bună, te pupăm, Ramona, da, te iubim, știi foarte bine. Felicitări pentru tot ceea ce urmează să faci. Zim despre faptul că a un mare dispărut al Italiei, e vorba despre Silvio Berlusconi, l-ai cunoscut, povestește-mi puțin despre el. Da, da. Cristi este, pentru cine nu l-a cunoscut, poate să fie o pagină a istoriei italiene, pentru că a fost un om extraordinar care a adus o mare contribuție, dar n-a fost numai un om politic. În primul rând a fost un om extraordinar de scherțos, făcea foarte multe glume, glumeț, simpatic, ironic și generos. Întotdeauna când se ducea la zilele de naștere ale persoanelor, aducea cadouri foarte importante. De Crăciun acum 2 ani lui Fabio i-a trimis un palmier de argint. Mă spun un
un om foarte excentric și foarte bun. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns unde au ajuns, dar sunt foarte zgârciți. L-am cunoscut când eu jucam la teatru Bagalino în Roma, un teatru de revistă. Era o piesă care se numea Tutti pazzi per Silvio, tutte nebunie după Silvio. Și a venit Mediaset, Canale 5, să vadă tot spectacolul și ne-a adus flori la toate prima două. Eram patru prime donne, cum se zice în italiană. Eram patru femei vedete și ne-a adus flori, câte un coș imens de flori la fiecare. Un om deosebit. Italia a pierdut un politic cu o viziune extraordinară, o forță extraordinară și o luptă. A luptat până în ultimul moment. Da, tu l-ai cunoscut și în politică. Da, l-am cunoscut în politică când am fost consilierea primarului Romei, lui Gianni Alemano. Am fost la reuniuni cu el și eu l-am în transport și pe Ruța, pe cățelușa mea atunci, și el mi-a făcut o glumă despre sunt și sufletele nevorbitoare la aceste reuniuni. Mulțumim. Zic, ele sunt cele mai importante. Da. Ramona, îți mulțumim foarte mult, te pupăm, te așteptăm. Te iubim. De Mircea Zara, Catinca Roman, domnul șef Adrian aici, te pupăm, te iubim, te așteptăm. Mergem la Roma, la Craiova, oriunde apar, noi eu să știi că venim. Eu susțin Craiova. Și în continuu vă pup, îmbrățișez. Mulțumim foarte mult. Într-un cuvânt, cum este mâncarea, dragii mei? Să fie țărâna ușoară lui Berlusconi, în cinstea lui, în memoria lui. Da, doamnelor și domnilor, să fie țărâna ușoară, un ardei iute pentru maestru Berlusconi. Mulțumim, după pauză, alte surprize. Catinca, Mircea, pauză.